Salutare dragilor, Avgă aici și în acest uh, scurt episod, acesta va fi un episod ceva mai scurt uh, vreau să vă povestesc puțin despre livestream-ul de sâmbătă, sâmbătă am construit acolo scheletul fabricii de, de fier în livestream, din păcate n-am putut să înregistrez îmi scădea frame rate ul foarte tare că dacă aș fi înregistrat aș fi pus cu mare plăcere și înregistrarea cu live stream-ul pe, pe, YouTube, dar din păcate <coughs> n-a vrut să iasă. Nu? Um, acum o fugă până acolo sus, că am văzut că mai dispărut săteanul acela, nu știu cum a gliciuit prin... Uh, prin blocuri a gliciuit și a ieșit de acolo și l-am L-am prins deocamdată aici, așa, ca să nu fugă, dar, uh, nu știu exact cum, va trebui să-l duc iarăși până sus, nu știu exact cum a scăpat. Sunt curios dacă, ia, yeah. oh, aici nu s-a întâmplat efectiv nimic, el stând aici, uite, eu nu pot să intru deci nici el nu ar trebui să fi putut ieși. Dar, uh, hmm. Aia e. trebuie să-l duc înapoi și trebuie să -mi... mai am trenul pe, pe aici. Șine și vagonașe, nu mai am. Trebuie să le duc. Să le aduc de jos. Așa. Hai să dăm o fugă puțin până la scheletul fabricii de, de fier, până la... Până la această mică construcție. Am depistat în live stream că sponciancurile, că ținem minte că o astfel de clădire trebuie să fie tot timpul în sponciancuri, să fie ceancurile tot timpul încărcate în permanență, că altfel roade nu prea dă. Și am observat în live stream că folosind o busolă, ea mai am busola, Nu mai am busolă. Folosind o busola, am observat că sunt foarte, foarte, foarte departe. Ups, am căzut. Uh, Sunt foarte, foarte, foarte departe sponge Ca atare o să, o să facem o, o mică șmecherie și o să le mutăm mai uh, mai spre noi. Cu ocazia asta o să funcționeze bine și, și fabrica de fier. Uh, aici, în următorul episod, cum ziceam, acesta va fi foarte scurt. Uh, nu, prea, nu prea am timp, din precate, astăzi să, să înregistrez un episod cap coadă de vreo 20 de minute, acesta va fi mai scurt așa, dar vreau să arăt puțin pentru cei care n-au apucat să vadă live stream ul uh, Acesta este modelul pe care l-am ales. Uh, există mai multe modele de fabrică de fier, dar m-am decis să o fac pe cel de pe pe care am făcut-o și în sezonul 1 și practic o reproduc aici ca să avem niște fier sunt unele ceva mai puternice dar nu, nu ne trebuie chiar să fie mega puternică gigatera puternică, ne ajunge și acest model aici sunt locurile unde o să vină să tenii aici și aici și va trebui să mai fac încă, încă două din astea o să le facem data viitoare în episodul următor, le facem împreună sau sau așa, vedem noi exact cum facem. Cea mai, cea mai... A, da, și aici am făcut găurica de la nivelul 2 către 1. Acolo va mai trebui să mai facem, evident, o găurică ca să ne pice golevii de fier. A, așa. Și cam atât am, am făcut în, în livestream. A fost oricum foarte, foarte frumos. Și vă mulțumesc mult pentru, pentru vizionare celor care au fost. Și sunt convins că mai mulți ar fi vrut să ajungă la timp, dar nu au, nu au apucat data viitoare. Poate nu va fi ultimul live stream a fost atât de frumos uh, încât m-am decis clar să mai facem încă unul. Dar când va fi acest lucru, nu știu exact. Oricum o să anunț iarăși din timp. Ați văzut că la celălalt am anunțat cu o săptămână înainte, cam așa o să anunț și la acesta. O să anunț dinainte ca să se să se știe, să poată lumea să-și facă un program, dar uite, atunci avg streamează live și ca atare nu nu fac program sau ceva de gen um, ca dată calendaristică, din săptămână bănesc că va fi tot o sâmbătă și tot așa după miază uh, lumea de obicei pe la prânz mai stă cu la masă cu familia și așa și cred că pe la un 4 cred că este cea mai bună, bună oră. Dar asta, asta vedem exact data viitoare. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și pentru acest scurt episod. Cum ziceam, din păcate nu am, nu am foarte mult timp. Uh, cred că se simte și din vocea mea că <gângă> de-abia m-am trezit, dar am, am treaba azi. Uh, Mâine, însă, intrăm iarăși în program normal. Mâine, uh, pentru fanii de Factorio, o să avem Factorio. Poi, mâine, Orcs Must Die și joi O să avem clasicul uh, episod de Minecraft Afga. Adică, cel normal, unde continuăm cu Fabrica de Fier. Ta-da! Ei, hey, mulțumesc mult și vă urez o zi mirifică. Pa, pa!